Așa cum cred că cei mai mulți dintre voi știți, data trecută am început un subiect mai larg, un subiect interesant, important și relevant, adică actual pentru vremea în care noi trăim. Și l-am intitulat, i-am dat un titlu puțin mai lung, pentru că este un subiect care cuprinde în sine mai multe subiecte la care voi vorbi cu ajutorul Dumnezeu în vinerile care urmează, dar subiectul pe care l-am dat acestui ciclu sau acestei serii de învățături este Duhurile Anticrist, învățăturile dracilor sau învățăturile demonilor și lepădarea de credință din ultima vreme. Și acest titlu, de fapt, l-am luat din câteva texte din Scriptură pe care le-am studiat puțin data trecută. Ioan vorbește despre Duhurile Anticrist, despre a cărui venire ați auzit. Apostolul Pavel vorbește despre faptul că în zile din urmă unii se vor lepăda de credință și se vor alepi de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Și tot el vorbește în altă parte despre faptul că va fi o lepădare de credință. Domnul nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și arătarea omului nelegiuit. Acum, acest subiect este oarecum puțin diferit de ceea ce am vorbit până acum și poate chiar și de caracterul învățăturilor pe care le-am avut, din următorul motiv. Pentru că până acum, la întâlnirea de vineri, care este dedicată luptei spirituale, rugăciunii pentru eliberarea de demoni, am vorbit despre lucrarea demonilor, am vorbit despre unii demoni în mod concret, cum lucrează ei, cum vin ei, și probabil am vorbit mai mult legat de modul în care lucrează demonii ca să afecteze viața noastră, relațiile noastre, sănătatea noastră și alte aspecte ale vieții noastre, modul în care intră ei și probabil mai mult am vorbit despre faptul că demonii intră prin păcat, în esență, fie că este un păcat pe care noi l-am comis, fie că este un păcat pe care l-au comis strămoșii noștri și astfel diavolul a căpătat loc în viața noastră, în viața liniei familiare de care venim, fie că este un păcat care a fost făcut împotriva noastră de către altcineva și prin aceasta la fel intră demonii. Dar subiectul acesta, Duhul Anticrist, învățăturile dracilor și lepădarea de credință, este un subiect care oarecum are de face mai mult cu demonii care vin prin învățătură falsă. Pentru că una din căile prin care demonii vin și intră în oameni și desigur, afectează viața lor, relația lor cu Dumnezeu și alte aspecte ale vieții lor, este prin învățătură falsă. Oriunde este o învățătură falsă, care nu este în acord cu Cuvântul Dumnezeu, care nu este în acord cu Evanghelia, cu învățătura Domnului Iisus Hristos, acolo sunt și demoni. Pentru că, așa cum ne-a spus Apostolul Pavel, demonii sunt autorii învățăturilor false. Unii se vor lepăda de credință și se vor alepi de duhurile înșelătoare și învățăturile dracilor. Deci sunt, putem spune, din acest text vedem, sunt unele duhuri a căror activitate, a căror lucru este să înșele și aceste duhuri au alcătuit pe parcursul istoriei, continuă să alcătuiască diferite învățături false și atunci când oamenii primesc aceste învățături false, atunci ei primesc și demonii care sunt autorii acestor învățături false. După cum, sau să zicem, există o anumită paralelă, atunci când oamenii primesc Cuvântul lui Dumnezeu, ei primesc și Duhul lui Dumnezeu. Cuvintele mele, spunea Iisus, sunt Duh și viață, da? Cei ce au primit Cuvântul, este scris despre cei care au crezut Evanghelia în Faptele Apostolilor. Și cei care primesc Cuvântul lui Dumnezeu ajung să primească Duhul lui Dumnezeu. Cei care primesc o învățătură falsă, o învățătură demonică, desigur, ajung să primească demon. Aceasta, să zic așa, ca să pun învățătura aceasta în contextul întâlnirii noastre de vineri, care este dedicată luptei spirituale și care este dedicată eliberării. Și în experiența care o am, deja am întâlnit în câteva persoane demoni care au venit prin învățătură. Demoni care au venit prin anumite învățături false pe care ei le-au primit, le-au studiat sau unele practici pe care le-au practicat bazate pe această învățătură. Acești oameni au avut nevoie nu doar să se lepede de acea învățătură, dar de asemenea să fie eliberați de demonii care au venit prin ea. Demonii vin prin învățătură falsă, ei sunt autorii învățăturii false și vremea sfârșitului, așa cum am văzut și data trecută din ceea ce a spus Domnul Iisus și apostolii,
vremea sfârșitului va fi inundată și va fi caracterizată de învățători falsi și de învățătură falsă. Domnul Iisus, ca și răspuns la întrebarea ucenicilor, care va fi semnul venirii tale, le-a spus, în primul rând, ce le-a spus, băgați de seamă, să nu vă înșele cineva, pentru că vor veni mulți proroci mincinoși, mulți Hristoși mincinoși, care vor face semne și minuni mari. Și Apostolul Pavel, Apostolul Ioan, alți apostoli, de asemenea, au scris și ne-au avertizat cu privire la aceste lucruri. Și în cadrul acestei serii de învățături, deci m-am gândit să privim puțin la unele din învățăturile false care sunt în lume și care inclusiv încearcă să afecteze și biserica. Și săptămâna aceasta, gândindu-mă și rugându-mă, studiind, pregătindu-mă pentru învățătura aceasta, am hotărât să merg sau să mergem împreună la început, adică la începutul Evangheliei. Pentru că Apostolul Ioan, care a fost la începutul Evangheliei, care l-a văzut pe Iisus, care a umblat cu El și care după aceea a fost împuternicit de Domnul Iisus ca să predice Evanghelia, probabil mai spre sfârșitul vieții lui, a scris 1 Ioan, epistola 1-a lui Ioan, și în această epistolă el a vorbit despre Duhului Anticrist și a spus Duhului Anticrist să cunoașteți după aceasta. Orice Duh care nu mărturisește că Iisus a venit în trup este Duhului Anticrist despre care ați auzit. Deci, în mod clar, deja pe vremea lui Ioan erau învățătură falsă, erau unii oameni care propagau această învățătură falsă și Ioan spune acesta este Duhul lui Anticrist. Spune să nu dați crezare oricărui Duh, ci să cercetați Duhurile. Da? Și orice Duh care nu mărturisește pe Iisus venind în trup este Duhul lui Anticrist. Și m-am gândit, ar fi bine să mergem la început, pe vremea lui Ioan, pe vremea Bisericii Primare, și să vedem care era învățătura falsă și care era manifestarea Duhului lui Anticrist la acea vreme, pentru că dacă Ioan, prin călăuzirea Duhului Sfânt, a spus acesta este Duhul Anticrist și a dat o descriere a învățăturii, în esență, nu mărturiseau că Iisus a venit în trup și a spus acesta este Duhul Anticrist, iar noi trăim în vremea în care Anticrist este gata să se arate, atunci cu siguranță trebuie să fie o asemănare între acea manifestare și această manifestare, între acea învățătură pe care ar trebui să o confrunte Ioan și Pavel și Petru și cea pe care noi o avem de confruntat astăzi. Așa, dacă Duhul Anticrist este astăzi poate mai activ ca altă dată, pentru că pe parcurs vom vedea și alte lucruri care ne arată că Anticrist este aproape să se arate, atunci trebuie să fie o legătură. Dacă el a învățat anumite lucruri false atunci cu siguranță că trebuie să le vedem și astăzi. Și vom vedea că, de fapt, le vedem și astăzi deghizate, poate sub alte nume. Și, de fapt, de ce este nevoie să vorbim despre învățătura falsă care a fost pe vremea apostolilor? Și m-am gândit la două motive pentru care ne-ar fi de folos să cunoaștem puțin despre ceea cu ce au avut ei să se confrunte și cu ce au avut de luptat ei. Una este că noi vom înțelege mai bine de ce apostolii au scris unele lucruri în epistole. Pentru că multe lucruri care se găsesc scrise de către apostoli în epistole, în scrisorile către biserici, de fapt au fost scrise tocmai având în vedere învățăturile false care erau la acea vreme. Și veți găsi și vă vedea unele expresii, spre exemplu, pe care ele scriu și zic, scriu aceste lucruri având în vedere pe cei care caută să vă înșele. Sau să nu vă înșele cineva pentru că așa și așa. Deci apostolii când au scris unele epistole, precum Galateni, spre exemplu, a fost scris în întregime datorită unei învățături false care era și pentru ca să-i prevină și ca să-i întărească și să-i avertizeze pe primii creștini să nu se lase înșelați de o învățătură sau altă. De aceea este de folos ca să știm cu ce aveau de confruntat ei, de ce a fost nevoie ca apostolii să le scrie una sau alta. Dar de asemenea, așa cum am zis, cunoscând unele idei, nu vom merge prea adânc în ele, cunoscând unele învățături false de la acea vreme pe care apostolii au spus acesta este Duhul Anticrist, noi de asemenea vom putea să le recunoaștem în vremea noastră. Și ele sunt în filozofie, ele sunt în psihologie, ele sunt în ocultism, ele sunt în mișcarea New Age,
sau era nouă, care este de fapt popularizarea acestor idei în lume, în societate, în general, și atunci când le vom vedea, noi le vom recunoaște. Deci vorbim astăzi despre învățătura falsă despre Duhul Anticrist care s-a manifestat pe vremea apostolilor sau începând de pe vremea apostolilor și biserica a avut de luptat cu această învățătură falsă timp de primele câteva secole. Deci undeva secolul 1, 2, 3, această învățătură falsă a fost foarte răspândită. Părinții bisericii, dacă putem să numim așa, nu ar trebui să numim așa, dar cei care au venit după apostoli, haideți să zicem așa, ca Irineu, Tertulian, Origen, oameni care au fost lideri ai bisericii la acea vreme, ei au scris cărți întregi cu privire la această erezie ca să o respingă, ca să arate cât este de falsă. Și aceasta a fost o mișcare pe care biserica a avut de confruntat și de luptat, mai ales în primele secole, dar pe parcursul secolelor, ea din nou și din nou a răsărit într-un mod sau altul, sub un nume sau altul, pentru că acum, în secolul nostru sau secolul trecut, 20 și secolul nostru, ea să răsară din nou și într-un mod în care să pregătească drumul lui Anticrist. Deci, învățătura aceasta se numește gnosticismul. Cine a auzit de gnosticism? Ridicați până sus. Deci nu vreau mult asta. Câțiva ani ați auzit. Gnosticismul și se numește astfel pentru că cei care erau parte acestei mișcări sau, dacă pot să numesc mișcare, pentru că erau mai multe secte, să zicem așa, dar aceste învățături false se numeau gnosticos, care vine la cuvântul gnosis în limba greacă, care înseamnă cunoaștere. Iar gnosticos, cei care au cunoaștere. Și gnosticismul era un amestec, în esență, un amestec de filozofie grecească, filozofie greacă, Platon, ați auzit de Platon, Aristotel, și mitologie greacă, ați auzit de miturile grecești și zeii pe care aveau ei, da? Și ceva din creștinism. Mai bine zis, gnosticii au luat filozofia greacă și mitologia greacă și cu ajutorul filozofiei și mitologiei grecești au schimbat mesajul Evangheliei și au adus un alt Iisus și o altă Evanghelie. În esență, aceasta este ceea ce au făcut ei. Acum, ei erau, înțelegem din scrierile bisericii de la acea vreme și din ceea ce ne spun istoricii, că erau destul de populari, erau destul de răspândiți, ei pretendeau că sunt adevărații creștini și aveam, deci ceea ce aveau ei la acea vreme, sau ceea ce era la acea vreme, era biserica adevărată, biserica care se ținea de Evanghelie și de Matei, Marcu, Luca și Ioan, epistolele apostolilor, și erau gnosticii care pretendeau că ei sunt adevărații creștini și că ei au adevărata lumină și cunoștință și pentru omul simplu era destul de greu ca să înțeleagă cine are dreptate și de fapt, cred că ei au reușit să capete o influență mare în lumea antică de la acea vreme. Mă gândeam pentru faptul că oamenii din lumea antică de la acea vreme, ei erau deprinși sau gândeau în termenii mitologiei grecești. Adică ei erau deprinși cu mai mulți dumnezei, cu mai mulți zei, care erau și bărbați și femei și care se luptau între ei și erau și buni și răi. Și atunci când acești gnostici, așa cum vedeam câteva clipe, au luat aceste filozofii și mitologii grecești și le-au combinat cumva cu Evanghelia, în esență, au pervertit Evanghelia, pentru omul simplu aceasta a fost de atunci, aceasta cred că a sunat ca ceva cunoscut, ca ceva apropiat lui. El credea în zei, el credea în lucrurile acestea și acum doar mai vine Iisus care se adaugă la această cașă și probabil datorită acestui lucru ei au căpătat o influență destul de mare. Deci gnosticii au apărut la, am spune, la scurt timp după ce Evanghelia a început să fie predicată, după ce apostolii au predicat Evanghelia, au temiat bisericile și este logic că diavolul a căutat foarte repede să aducă
o învățătură falsă, să aducă o altă Evanghelie, un alt Iisus. Și când la citim de Apostol Pavel, de Apostol Ioan, ei menționează aceste lucruri. Apostol Pavel scrie Corintenilor și cu referire la cei super apostoli, așa cum îi numește el, ironii care au venit după el și care, în esență, s-au prefăcut în a fi niște apostole lui Hristos, dar de fapt erau niște slujitori ai diavolului care se place într-un înger de lumină și le spune când este vorba să primiți o altă Evanghelie sau un alt Iisus. Deci, vedeți, diavolul foarte repede a creat o altă Evanghelie și un alt Iisus, cu același nume Iisus, dar care nu este același Iisus pe care l-au cunoscut și l-au predicat apostolii. Și diavolul a creat această învățătură, vorbim de învățăturile demonilor, a creat această învățătură ca să, în esență, să îi ducă pe oameni în pierzare. Apostolul Pavel spunea prezbiterilor din Milet, din Efes, pe care i-a chemat la Milet, ca să și-a rămas bun de la ei, dacă țineți minte, le spunea: știu bine că după plecarea mea se vor strecura între voi lucrătitori și chiar dintre voi, spune el, se vor ridica unii care vor învăța învățături stricăcioase sau erezii nimicitoare și vor aduce pierzare peste ei. Și le spune: de aceea vegheați. Deci el știa sigur că aceasta se va întâmpla și le spune: știu bine că asta va fi. Și chiar în alte scrieri deja el scrie despre unele lucruri care se conțineau în această învățătură falsă. Deci diavolul este lucrarea diavolului, a fost lucrarea diavolului și este în continuare ca să aducă o altă Evanghelie, ca să aducă un alt Iisus. Pentru că dacă reușește să aducă o altă Evanghelie și să aducă un alt Iisus, cei care cred în El vor fi pierduți. Pentru că poți fi salvat doar dacă crezi în Iisus cel adevărat, așa cum este prezentat în Evanghelie și cum a fost predicat de apostol. Dar dacă poți să schimbi Evanghelia și poți să-L schimbi Iisus, poți să-L cheme și Iisus, nu contează, dar dacă crezi într-un alt Iisus, atunci vei fi pierdut pentru totdeauna. Și aceasta este scopul diavolului. Dar haideți un pic să urmim în detalii și apoi să vedem ce are de spus Scriptura cu privire la aceste lucruri. Gnosticii priveau lumea materială, corpul uman, lucrurile care se văd, lumea materială, o priveau ca fiind un lucru rău, și lumea spirituală, ceea ce este spiritual, ca fiind un lucru bun. Aveau această dualitate în perspectiva lor, falsă, desigur, ceea ce e spiritual e bun, ceea ce e material e rău, spuneau ei. Dar desigur că ei credeau în Dumnezeu, în Dumnezeu care este bun, dar atunci întrebarea este: cum pot să crezi în Dumnezeu care este bun și într-o creație a Lui care este rea? Parcă nu are sens. Și ceea ce s-au gândit ei, sau bine zis, ceea ce s-au gândit demonii, ca să explice această diferență, este că ziceau ei, este acest Dumnezeu bun, care este Dumnezeu cel mai mare, dar care a creat alți Dumnezei, care la rândul lor au creat sau au născut alți Dumnezei, până când s-a ajuns la ultimul dintre ei, care era o femeie cu numele Sofia. Apropo, cei care ați văzut câțiva ani în urmă, recent a apărut un robot femeie cu numele Sofia, care nu are doar funcții fizice sau de cunoștință, dar care de asemenea, m-am uitat la un video zile acestea, creatorii lui au făcut-o ca să funcționeze ca un fel de consilier, ca un fel de psiholog, ca să-i ajute pe oameni să se regăsească pe ei înșiși sau așa ceva. Sofia înseamnă înțeles. Și cu siguranță este legătura acolo cu Sofia aceasta. Și Sofia aceasta, care era suficient de departe, spun ei, de Dumnezeu cel bun și mai aproape de ceea ce este rău, a creat un altul care la rândul lui a creat niște arconi, spun ei. Arconii în Noul Testament apar când Pavel vorbește despre faptul că noi nu avem luptat cu carnea și cu sângele, ci cu domniile, stăpânirele, da? Care sunt în locurile cerești. Deci arconii, în termen biblic, sunt stăpânirile demonice care sunt în locurile cerești. Dar în această poveste, zic ei, Sofia a creat de acest Dumnezeu care este rău și pe care ei îl numeau Demiurg, dacă ați auzit sau poate veți auzi ceea ce înseamnă un meșter. Și el, la rândul lui, fiind rău, a creat lumea aceasta împreună cu acești arconi, a creat lumea noastră. Deci, aceasta este explicația lor și aici aș vrea să vedem un lucru, pentru că ei au respins
au respins ceea ce este scris în Geneza, creația lumii, așa cum este descrisă pe cuvântul Dumnezeu în Geneza, și au compus creația lor, de fapt au luat-o oarecum din mitologia greacă. Vom vedea că odată ce au respins creația sau adevărul cu privire la creație neapărat, au ajuns în groapă în toate celelalte privințe. Și acesta este un adevăr important pentru că în Geneza se pune temelia pentru tot ceea ce a făcut Dumnezeu mai târziu. Dumnezeu a creat pe om perfect, diavolul l-a înșelat, omul a căzut în păcat, prin păcat a intrat moartea, omul a fost despărțit de Dumnezeu și de aceea a fost nevoie să vină Iisus, să verse sângele Lui și să ne răscumpere, să ne aducă din nou la Dumnezeu. Ori dacă ai dat la o parte istoria creației, atunci deja poți să faci ce vrei cu toate celelalte în învățătura ta falsă, desigur. Și aceasta e ceea ce au făcut ei, deci au compus o altă istorie a creației și au zis, lumea este rea, a fost creată de acest Dumnezeu mai mic. Și dar când a fost creată lumea, zic ei, de către acest Dumnezeu mai mic, a fost o scânteie de divinitate, adică o scânteie de Dumnezeu pe care Sofia, acest Dumnezeu un pic mai mare, i-a fi dat drumul în fiecare om. Și ziceau ei, în fiecare om corpul este rău, este creat de acest Dumnezeu rău, dar în fiecare om este această scânteie de dumnezeire, adică de Dumnezeu. Și omul trebuie să descopere această scânteie. Vom vorbi un pic mai târziu despre aceasta. Deci gnosticii priveau realitatea materială ca fiind rea și realitatea spirituală ca fiind bună. Și aceasta i-a condus, desigur, la mai multe erezii, lucruri false, în primul rând, cu privire la Domnul Iisus. Pentru că dacă vrei să crezi în Domnul Iisus, dar totodată spui că trupul este rău, atunci trebuie să găsești o soluție. Ce fel de soluție poți să găsești dacă ești un gnostic? Poți să găsești câteva soluții. Prima dintre ele este să spui că Iisus Hristos, care de altfel, spun ei, era și El un Dumnezeu din acesta mai mic, nu a avut un trup fizic. Zic că pentru că trupul fizic este rău, de aceea noi vom spune că Iisus nu a avut un trup fizic, ci El doar părea să aibă un trup fizic. Oamenii îl vedeau ca și cum, dar în realitate El nu a avut un trup fizic. Și aceasta a fost una din învățăturile lor principale cu privire la Iisus Hristos și una din învățăturile pe care apostolii le-au combătut. Și cunoscând această învățătură falsă care era pe vremea apostolilor, putem să înțelegem mai bine de ce apostolul Ioan în special accentuează faptul că Iisus a venit în trup. El începe epistola lui spunând ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre. Vedeți, el caută să accentueze faptul că Iisus a fost în trup pentru că a putut să-L pipăie inclusiv, să-L vadă, să-L audă, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și o vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care a fost arătată. Deci ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, el spune, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu și până la acel moment, gnosticii, poate că ar mai fi acceptat acest lucru, dar când a spus, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, ei care subscriau la ceea ce spunea Platon, că lumea materială este rea, lumea spirituală este bună, spuneau, nu este posibil așa ceva. Dar, slavă Domnului, că așa ceva, numai că a fost posibil, dar așa a avut loc. Dumnezeu a fost arătat în trup. De aceea Apostolul Ioan spune, Duhul Anticrist îl cunoaște despre aceasta, orice Duh care nu mărturisește pe Iisus venind în trup, este Duhul Anticrist. Făcând cu siguranță referire la acești gnostici care respingeau faptul că Fiul lui Dumnezeu ar fi venit în trup. Alții, bunăoară, pentru că nu erau întru totul uniți în învățăturile lor, și alții, bunăoară, ca un alt eretic care a rămas cunoscut, cu numele Cerintus, din primul secol, învăța că Iisus a fost un om bun, un om evlavios. Ați auzit și astăzi, poate. Dar eu cred că Iisus a fost un bun învățător, dar nu cred că a fost Dumnezeu.
este o idee gnostică. El spune, a fost un om, un om evlavios, un om bun, care a fost născut, n-a fost născut din Fecioară, spune el, a fost născut din Maria și Iosif, dar care atunci când a fost botezat de Ioan, la râul Iordan, a venit Duhul lui Hristos peste el, care a fost peste el, care l-a puternicit să învețe și să facă minuni, dar care l-a părăsit înainte de a merge la cruce. Acum această învățătură, iarăși, este învățătură foarte populară în mișcarea New Age de astăzi, care le permite lor, și desigur diavolului din spate, să realizeze următoarea înșelare. Pentru că să spui că Iisus nu este Hristosul, este mai ușor de înțeles și de depistat că este fals. Dar înșelarea merge în felul următor. Da, Iisus, într-un fel, a fost Hristosul, pentru că Duhul lui Hristos a venit peste El, dar apoi l-a părăsit și în următoarea generație a venit peste un altul. Și apoi peste un altul. Și astăzi noi avem un alt Fiul al Dumnezeu peste care a venit Duhul lui Hristos. Da, Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu și Hristos într-un fel, dar astăzi avem un altul, pentru că este Duhul lui Hristos care vine peste mai mulți. Aceasta este înșelarea din New Age. Aceasta era înșelarea lui Cerintus, care spunea că Iisus a fost un om, doar Duhul lui Hristos a venit peste el și desigur nu a înviat dintre morți, dintre cei morți, așa spune el. Dar slavă Domnului că Iisus nu doar a avut Duhul lui Hristos, ci El însuși a fost Hristosul. Amin. Și mi-aduc aminte, la început citeam, când venisem la credință, Ioan, 1 Ioan, capitolul 5, și încă nu înțelegeam prea bine ce vrea să spună Ioan, dar acum înțelege mai bine ce spune el când zice că oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. A crede că Iisus este Hristosul, și Hristosul înseamnă unsul, cel pe care Dumnezeu l-a însemnat cu pecetea Lui pentru a aduce mântuire. A crede că Iisus este Hristosul înseamnă a crede că doar El este Hristosul și nu altcineva. Deci, nu Duhul lui Hristos, dar Duhul lui Hristos a fost înainte de întrupare, pentru că Petru ne spune Duhul lui Hristos care era în prorocii din vechime, dar odată ce s-a întrupat, Hristos a devenit trup, nu numai Duh, și este unul singur, este Iisus Hristos. Alți gnostici, de asemenea, vorbeau, și acesta este un lucru iarăși răspândit în lume, chiar și astăzi, pe care eu l-am auzit, poate și voi l-ați auzit, ei vorbeau despre viața secretă a lui Iisus. Unii spuneau unde a fost Iisus până la vârsta de 30 de ani. Și unii spuneau, El a fost în Orient, a fost în India. Acolo a învățat înțelepciunea indienilor. Alții spun, Iisus nu a murit, spuneau, și se spun și astăzi. Alții spun, Iisus nu a murit pe cruce, de fapt El s-a prefăcut că a murit, dar după aceea a ieșit de mormânt și a făcut alte lucruri, nici nu vreau să spun ce spun ei. Dar ideea este, oriunde auzim despre viața secretă a lui Iisus, ceva care nu este în Evanghelie, aceasta este o învățătură gnostică. De fapt, în 1945 s-au descoperit mai multe manuscrise în Egipt, de către niște țărani arabi de acolo, care conțineau evangheliile gnostice. Deci noi avem cele patru evanghelii care sunt adevărate, Matei, Marcu, Luca și Ioan. Acestea sunt evanghelii adevărate, acestea sunt primele evanghelii care au fost scrise, dar la un timp, după ce gnosticii au căpătat mai multă putere, i-au scris evangheliile lor. Și poate unii ați auzit despre Evanghelia lui Toma, Evanghelia lui Iuda, Evanghelia lui Barnaba, a lui Petru. Sunt evanghelii gnostice care ne prezintă cu totul alt Iisus, cu totul altă imagine despre Iisus. Și bună oară, nu știu dacă cineva de voi a privit, eu n-am privit, dar am citit, am auzit, am venit analiza filmului Codul lui Da Vinci, spre exemplu. Codul lui Da Vinci a fost un film popular câțiva ani în urmă, da? Vă aduceți aminte, Codul lui Da Vinci, bună oară, prezintă o asemenea viață secretă a lui Iisus, că de fapt Iisus nu a murit, nu a înviat, atât ce s-a întâmplat cu El. Și aceste scenarii sunt niște scenarii gnostice, sigur false, dar care în lumea modernă ele capătă multă greutate, pentru că oamenii resping adevărul, resping Evanghelia și mai degrabă cred o minciună despre Iisus. O, Iisus a fost un învățător, El a fost în India, o, El a făcut asta și asta. Mergem mai departe cu privire la rolul lui Iisus ca Mântuitor și aici, dacă ai respins creația, ai respins căderea în păcat,
ai respins trupul lui Iisus, adică sângele lui și trupul lui de care era nevoie pentru a face ispășirea păcatelor, atunci ce fel de mântuitor și ce fel de mântuire îți mai rămâne? Sigur că nu-ți rămâne nimic. Ceea ce îți rămâne și ceea ce a rămas lor în învățătura lor, care este, iarăși, o idee foarte populară astăzi în mișcarea New Age, este, zic ei, omul nu are problema păcatului. Problema omului nu este păcatul. Omul nu are nevoie de un salvator care să-l salveze de păcat. Ceea ce omul are nevoie sau a avut nevoie este de cineva care să vină și să-l ajute ca să conștientizeze această părticică de Dumnezeu din el și să înțeleagă, în esență, că el este Dumnezeu. Aceasta era esența învățăturii lor. Cu privire la care a fost rolul lui Iisus, spuneau ei, nu a fost să verse sânge, nu a fost să ne ispășească, păcatele a fost să ne ajute să înțelegem că, de fapt, noi suntem Dumnezeu. Care este aceeași minciună veche a diavolului care a spus, veți fi ca Dumnezeu. Și în New Age, astăzi, este la fel răspândită în psihologie, la fel, când am vorbit despre ea, veți vedea, și New Age este aceeași idee, omul nu este păcătos, omul este în esență bun, nu este nevoie să-i spui despre păcat, el nu are nevoie de un mântuitor care să-l salveze de la iad, de la pedeapsa păcatului, el are nevoie să conștientizeze, să înțeleagă că, de fapt, el este Dumnezeu. Și că potențialul din el este nelimitat. Și termenii care predomină astăzi sunt realizare de sine, actualizare de sine, perfecționare de sine. Ca să ajungem să înțelegem că, de fapt, noi suntem nu doar din Dumnezeu, dar Dumnezeu. Dezvoltarea mândriei omului. Exact. Exact. Este mândrie, este aceeași minciună a diavolului și este un alt Iisus. Pentru că Iisus cel adevărat, noi știm, a venit ca să verse sângele Lui, ca să facă ispășirea păcatelor. Dar acest Iisus al gnosticilor și al New Age-ului de astăzi este unul fals. Dacă revenim la această idee cu privire la faptul că trupul este rău, creația materială este rea, o altă implicație pe care nu puteau să scape și pe care o învățau este că căsătoria este rea. Relația sexuală este rea. Și respectiv au ajuns să privească căsătoria ca fiind un lucru rău și să oprească căsătoria. Și aceasta ne aduce aminte de ceea ce spunea Apostolul Pavel în 1 Timotei 4 când zicea că unii se vor alipi din măsurile dracilor, ei opresc căsătoria. Primul lucru pe care îl spune este că ei opresc căsătoria. De fapt, în înțelegerea lor greșită a modului în care omul a căzut și a ajuns în starea în care este, este că aceasta s-a întâmplat datorită relației sexuale. Deci aceasta este învățătura lor falsă, că căderea în păcat a fost relația sexuală între Adam și Eva. Ceea ce noi știm că nu este adevărat, pentru că după ce Dumnezeu i-a creat, ce le-a spus? Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, lucru care ei nu puteau să-l facă fără relația sexuală. Deci relația sexuală a fost un lucru bun și pe parcursul Scripturii, a Vechiului și a Noului Testament, din nou este accentuată ca un lucru bun, desigur, în cadrul căsătoriei, nu în alt context. Dar în mintea gnosticilor, în această învățătură falsă, era relația sexuală este un lucru rău și dacă vrem să ne întoarcem la Dumnezeu, atunci trebuie să o stăpânim și respectiv trebuie să ne abținem de la căsătorie și de la relație sexuală. Dar nu doar atât, spuneau ei, dar și unele mâncăruri de asemenea sunt rele și ne trag în jos, ceea ce este foarte popular de nou New Age, să nu mănânci carne, să nu mănânci unele mâncăruri care putea să te îngreuieze spiritual și să facă relația ta cu Dumnezeu mai grea. Aceasta spuneau și gnosticii. De aceea Pavel spune, ei opresc întrebuințarea, ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor, pentru că el spune, dar orice făptură al Dumnezeu este bună, dacă se ia cu mulțumire. Și însăși Mântuitorul ne-a spus, nu este nimic în afară care să intre în om și să-l poată sculca. Pentru că ceea ce îl sculcă este ceea ce iese din el, din inima lui. Dar în învățătura lor falsă, așa stăteau lucrurile și vedem chiar și Apostolul Pavel la acea vreme, deja ei fiind în
fiind deja pe scenă, să zicem așa, sau prin biserică, a scris despre aceasta. Da, să văd... desigur că dacă nu credeau în... dacă credeau că trupul este rău, atunci ei vedeau moartea ca fiind o eliberare. O eliberare a sufletului din această temniță a trupului. Și de fapt, un lucru pe care vreau să-l menționez este că multe idei gnostice sunt astăzi puse în film. Pe lângă faptul că sunt în New Age, dar ele sunt puse în filmele de la Hollywood, Codul lui Da Vinci, Matrix, un alt film care a fost câțiva ani în urmă, sau ceva timp în urmă, este un film gnostic cu idei gnostice. Filmul Noe, care a apărut în ultima vreme, eu nu l-am privit, dar din câte am ascultat comentariile, la fel, este un film puternic gnostic, cu idei. Doar de găsit chiar și unele confesiuni. Și chiar și în unele confesiuni de astăzi, da, pot fi găsite. Și desigur, pentru că, și ce vreau să zic, Biblia vorbește despre moarte ca și un vrăjmaș. Cel din urmă vrăjmaș, care va fi nimicit, spune Pavel, este moartea. Dar în învățătura și în ideea lor, moartea, de fapt, te ajută, te eliberează. Eliberează sufletul tău de temnița aceasta a corpului și, respectiv, chiar și prin filmele care sunt puse, această idee nu face decât să încurajeze sinuciderea. Pentru că oamenii, fiind influențați de această minciună, gândesc că aceasta este o soluție bună. Eu voi fi liber, voi fi eliberat. De când este o înșelare a diavolului, desigur. Și desigur, dacă credeau în acest lucru, nu credeau nici în înviere, nici în învierea trupului. Și la fel ca și filozofii greci, vă aduceți aminte, atunci când Pavel a început să le vorbească despre învierea în trup, în Atena, ei l-au oprit și au zis, este îndeajuns asupra acestor lucruri de om asculta altă dată. Pentru că nu puteau, pentru că ei care gândeau că trupul este rău, nu puteau crede că trupul urmează să fie înviat. Când, în adevăr, trupul urmează să fie înviat și Apostolul Pavel a scris corintenilor și le-a spus, dacă se predică că Hristos a înviat de morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Deci unii din ei deja erau cu mintea influențată de aceste idei false. Ziceau, nu va fi o înviere a morților, va fi doar Duhul nostru. Da, ei credeau în Duh, dar nu credeau într-o înviere a morților, în trup. Și Apostolul Pavel le scrie întregul capitolul 15 din Corinteni și le spune, dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au dormit în Hristos sunt pierduți, dar acum el spune, Hristos a înviat din morți. Glorie Lui. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei Lui, Hristos este cel de întâi rod, apoi la venirea Lui, cei ce sunt ai Lui Hristos. Glorie Lui. Și cred că îndreptându-mă spre încheiere, aș vrea să privim la Coloseni, capitolul 1, pentru că, cunoscând care era învățătura falsă a gnosticilor de la acea vreme, devine clar că Apostolul Pavel scrie o mare parte din epistola către Coloseni, având în vedere aceste neadevăruri. Și mă începe de la Coloseni 1:15, unde el scrie că el, adică Iisus Hristos, este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune, domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. Și atunci când știi că gnosticii învățau că toate lucrurile au fost făcute de acest demiurg, acest Dumnezeu micuț, Pavel spune, toate lucrurile au fost făcute prin Iisus Hristos și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Și acest cuvânt plinătatea, în limba greacă în care a scris Apostolul Pavel, este cuvântul pleroma. Iar cuvântul pleroma era un cuvânt pe care gnosticii îl foloseau pentru a descrie această multitudine de Dumnezei, Iisus, aceasta este pleroma, dar Pavel spune, toată pleroma, toată plinătatea locuiește în El.
Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, spune el, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să le se îmbrăbăteze inimile și să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Spun lucrul acesta, zice el, pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbire măgitoare. Este clar când el spune ca să, mă rog, ca să cunoașteți taina lui Dumnezeu, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei, și apoi spune, spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înșele, el face referire la gnostici. Pentru că un alt lucru pe care el spunea este că această mântuire, dacă pot să o numesc așa, sau nu știu cum îmi dau eu exact, dar această realizare că tu ești Dumnezeu, această parte din Dumnezeu care tu ajungi să înțelegi și să cunoști, de fapt, vine prin gnosis, adică prin cunoștință. Și când noi auzim cunoștință, desigur, noi ne gândim la cap, la minte, noi ne gândim la ceea ce citești, la ceea ce cunoști, ceea ce e și normal, și chiar ceea ce privește pe Dumnezeu, noi îl cunoaștem sau ajungem să-l cunoaștem, în primul rând, prin înțelegere, prin auzire, prin citire. Da, Iisus spunea în pilda asemănătorului că cu privire la cei care erau reprezentați de sămânța care a căzut pe drum, reprezintă pe cei care au auzit, dar zice, nu au înțeles, a venit diavolul și a luat din inima lor cuvântul, ca să nu creadă și să fie mântuiți, pentru că nu au înțeles. Deci trebuie să înțelegi, trebuie să auzi, trebuie să cunoști înainte ca să crezi și să fii salvat. Dar ei spuneau, nu e vorba de această cunoștință, ci e vorba de o cunoștință a inimii. E vorba de a cunoaște anumite lucruri sau o anumită cunoștință secretă, una care nu este la vedere. Unora ei ziceau, iată, citește Evanghelia, Vechiul Testament, nu e ceea ce este scris aici, este ceva mai adânc, este ceva simbolic și noi avem această cunoștință, noi putem să-ți spunem ce înseamnă asta și asta, în adevăr, nu ceea ce este scris, da? Și atunci, având această cunoștință, gnosis, tu vei fi ceea ce ești Dumnezeu. Și de fapt, acesta este un lucru care se regăsește în toate societățile secrete pe parcursul veacului. Apostolul Pavel spunea, taina fără de lege, vorbind despre Anticrist, arătarea lui spunea, taina fără de lege a și început să lucreze. Și dacă ne ducem pe vremea Apostolului Pavel, găsim pe acești gnostici, dacă mergem mai departe, găsim alte grupuri care aveau aceleași idei și care aveau o învățătură pe care, în esență, o țineau în cercul lor închis și vorbeau despre această cunoștință secretă. Masonii, unora sunt o asemenea grup care vorbesc despre o cunoștință secretă, și alte societăți secrete care, zic ei, au păstrat această cunoștință și au transmis-o din veac în veac și dacă o cunoști, atunci tu ajungi să fii, în esență, Dumnezeu. Dar, desigur, că această cunoștință secretă nu este altceva decât o înșelare, o amăgire a diavolului. Cunoștința adevărată este, așa cum spune Apostolul Pavel, este în Hristos și vă rog ca voi să-L cunoașteți pe El, pentru că în El sunt ascunse toate comorile științei și înțelepciunii și nu vreau ca altcineva să vă înșele prin vorbirea măgitoare. Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, zice El, fiind rădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date. Cei care au primit cuvântul, scrie Biblia, stăruiau în învățătura apostolilor. Deci, ca să fii salvat, ca să ai credință, ca să fii salvat trebuie să crezi. Și pentru ca credința ta să te salveze, trebuie să fie credință în învățătura corectă, care este învățătura dată de apostol. Luați seama, spune el, iarăși, ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăciuie de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea, pleroma Dumnezeirii. Din nou, devine clar că Apostolul Pavel scrie aceste lucruri, îi avertizează, având în vedere înșelarea care mergea la acea vreme, pleroma care era în mintea lor, acești Dumnezei, Pavel spune, nimeni să nu vă înșele, pentru că în Hristos locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul deplin în El, care este capul oricărei domnii,
și stăpâniri, iarăși domniile, stăpânirile, arhonii despre care vorbeau gnosticii. Pavel spune, el este capul oricărei domnii și stăpâniri care poate fi. Nimeni să nu vorbească prin înălțare, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, care iarăși era o parte din măsura lor, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă. Noi avem acea cunoștință secretă și noi suntem adevărații creștini. Mândria. Prin gândurile firii lui pământeni și nu se ține strâns de capul din care tot trupul hrănit și bine închegat cu ajutorul încheiturilor și altă înșelare. Știm că mormântul este gol. Domnului. Dar dacă vorbim despre Domnul Iisus, deci acesta era modul lor de a încerca să fie consistenți cu credința lor că trupul este rău. Dacă trupul este rău, atunci spuneau ei Iisus nu putea să aibă un trup sau chiar dacă l-a avut, el nu a fost Hristosul. Dar dacă mergem mai departe cu privire la rolul lui Iisus ca Mântuitor și aici dacă ai respins creația, ai respins căderea în păcat, ai respins trupul lui Iisus, adică sângele lui și trupul lui de care era nevoie pentru a face ispășirea păcatelor, atunci ce fel de mântuitor și ce fel de mântuire îți mai rămâne? Sigur că nu îți rămâne nimic. Ceea ce îți rămâne și ceea ce a rămas lor în învățătura lor, care este iarăși o idee foarte populară astăzi în mișcarea New Age, este, zic ei, omul nu are problema păcatului. Problema omului nu este păcatul. Omul nu are nevoie de un salvator care să-l salveze de păcat. Ceea ce omul are nevoie sau a avut nevoie este de cineva care să vină și să-l ajute ca să conștientizeze această părticică de Dumnezeu din el și să înțeleagă în esență că el este Dumnezeu. Aceasta era esența învățăturii lor cu privire la care a fost rolul lui Iisus, spuneau ei, nu a fost să verse sânge, nu a fost să ne ispășească păcatele, a fost să ne ajute să înțelegem că de fapt noi suntem Dumnezeu. Care este aceeași minciună veche a diavolului care a spus, veți fi ca Dumnezeu. Și în New Age astăzi este la fel răspândită în psihologie, la fel, când am vorbit despre ea, veți vedea, și New Age este aceeași idee, omul nu este păcătos, omul este în esență bun, nu este nevoie să-i spui despre păcat, el nu are nevoie de un mântuitor care să-l salveze de la iad, de la pedeapsa păcatului, el are nevoie să conștientizeze, să înțeleagă că de fapt el este Dumnezeu. Și că potențialul din el este nelimitat și termenii care predomină astăzi sunt realizare de sine, actualizare de sine, perfecționare de sine. Ca să ajungem să înțelegem că, de fapt, noi suntem nu doar din Dumnezeu, dar Dumnezeu. Dezvoltarea mândriei omului. Exact. Exact. Este mândrie, este aceeași minciună a diavolului și este un alt Iisus. Pentru că Iisus cel adevărat, noi știm, a venit ca să verse sângele Lui, ca să facă expășirea păcatelor. Dar acest Iisus al gnosticilor și al New Age-ului de astăzi este unul fals. Dacă revenim la această idee cu privire la faptul că trupul este rău, creația materială este rea, o altă implicație pe care nu puteau să scape și pe care o învățau este că căsătoria este rea, relația sexuală este rea. Și respectiv au ajuns să privească căsătoria ca fiind un lucru rău și să oprească căsătoria. Și aceasta ne aduce aminte de ceea ce spunea Apostolul Pavel în 1 Timotei 4, când zicea că unii se vor alipi din măsurile dracilor, ei opresc căsătoria. Primul lucru pe care îl spune este că ei opresc căsătoria. De fapt, în înțelegerea lor greșită a modului în care omul a căzut și a ajuns în starea în care este, este că aceasta s-a întâmplat datorită relației sexuale. Deci aceasta este învățătura lor falsă, că căderea în păcat a fost relația sexuală între Adam și Eva. Ceea ce noi știm că nu este adevărat, pentru că după ce Dumnezeu a creat, ce le-a spus? Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, lucru care ei nu puteau să-l facă fără relația sexuală. Deci relația sexuală a fost un lucru bun și pe parcursul Scripturii, a Vechiului și a Noului Testament, din nou este accentuată ca un lucru bun, desigur, în cadrul căsătoriei, nu în alt context. Dar în mintea gnosticilor, în această învățătură falsă, era relația sexuală este un lucru rău și dacă vrem să
ne întoarcem la Dumnezeu, atunci trebuie să o stăpânim și respectiv trebuie să ne abținem de la căsătorie și de la relație sexuală. Dar nu doar atât spuneau ei, dar și unele mâncăruri de asemenea sunt rele și ne trag în jos, ceea ce este foarte popular de nou New Age, să nu mănânci carne, să nu mănânci unele mâncăruri care putea să te îngreuieze spiritual și să facă relația ta cu Dumnezeu mai grea. Aceasta spuneau și gnosticii. De aceea Pavel spune, ei opresc întrebuințarea, ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor, pentru că el spune, dar orice făptură al Dumnezeu este bună, dacă se ia cu mulțumire. Și însăși Mântuitorul ne-a spus, nu este nimic în afară care să intre în om și să-l poată spurca. Pentru că ceea ce îl spurcă este ceea ce iese din el, din inima lui. Dar în învățătura lor falsă, așa stăteau lucrurile și vedem chiar și Apostolul Pavel la acea vreme, deja ei fiind fiind deja pe scenă, să zicem așa, sau prin biserică, a scris despre aceasta. Da, să văd. Desigur că dacă nu credeau în, dacă credeau că trupul este rău, atunci ei vedeau moartea ca fiind o eliberare a sufletului din această temniță a trupului. Și de fapt, un lucru pe care vreau să-l menționez este că multe idei gnostice sunt astăzi puse în film. Pe lângă faptul că sunt în New Age, dar ele sunt puse în filmele de la Hollywood, Codul lui Da Vinci, Matrix, un alt film care a fost câțiva ani în urmă, sau ceva timp în urmă, este un film gnostic cu idei gnostice. Filmul Noe, care a apărut în ultima vreme, eu nu l-am privit, dar din câte am ascultat comentariile, la fel, este un film puternic gnostic, cu idei. Doar de găsit chiar și văd de confesiuni. Și chiar și în unele confesiuni de astăzi, da, pot fi găsite. Și desigur, pentru că, și ce vreau să zic, Biblia vorbește despre moarte ca și un vrăjmaș. Cel din urmă vrăjmaș, care va fi nimicit, spune Pavel, este moartea. Dar în învățătura și în ideea lor, moartea, de fapt, te ajută, te eliberează sufletul tău de temnița aceasta a corpului și, respectiv, chiar și prin filmele care sunt puse, această idee nu face decât să încurajeze sinuciderea, pentru că oamenii, fiind influențați de această minciună, gândesc că aceasta este o soluție bună, eu voi fi liber, voi fi eliberat, de când este o înșelare a diavolului, desigur. Și desigur, dacă credeam în acest lucru, nu credeam nici în înviere, nici în învierea trupului. Și la fel ca și filozofii greci, vă aduceți aminte, atunci când Pavel a început să le vorbească despre învierea în trup, în Atena, ei l-au oprit și au zis, este îndeajuns asupra acestui lucru, de om asculta altă dată. Pentru că nu puteau, pentru că ei care gândeau că trupul este rău, nu puteau crede că trupul urmează să fie înviat. Când în adevăr, trupul urmează să fie înviat și Apostolul Pavel a scris corintenilor și le-a spus, dacă se predică că Hristos a înviat de morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Deci unii din ei deja erau cu mintea influențată de aceste idei false. Ziceau, nu va fi o înviere a morților, va fi doar Duhul nostru. Da, ei credeau în Duh, dar nu credeau într-o înviere a morților, în trup. Și Apostolul Pavel le scrie întregul capitolul 15 din Corinteni și le spune, dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au dormit în Hristos sunt pierduți, dar acum el spune, Hristos a înviat din morți. Glorie lui. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel de întâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Glorie lui. Și cred că îndreptându-mă spre încheiere, aș vrea să privim la Coloseni, capitolul 1, pentru că, cunoscând care era învățătura falsă a gnosticilor de la acea vreme, devine clar că Apostolul Pavel scrie o mare parte din epistola către Coloseni, având în vedere aceste neadevăruri. Și voi începe de la Coloseni 1 cu 15,
unde el scrie că el, adică Iisus Hristos, este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune, domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. Și atunci când știi că gnosticii învățau că toate lucrurile au fost făcute de acest demiurg, acest Dumnezeu micuț, Pavel le spune, toate lucrurile au fost făcute prin Iisus Hristos și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el. Și acest cuvânt plinătatea, în limba greacă în care a scris Apostolul Pavel, este cuvântul pleroma. Iar cuvântul pleroma era un cuvânt pe care gnosticii îl foloseau pentru a descrie această multitudine de Dumnezei. Iisus, aceasta este pleroma. Dar Pavel spune, toată pleroma, toată plinătatea locuiește în el. Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, spune el, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să le se îmbrăbăteze inimile și să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Spun lucrul acesta, zice el, pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbire măgitoare. Este clar când el spune ca să, mă rog, ca să cunoașteți taina lui Dumnezeu, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei, și apoi spune, spun aceasta, pentru ca nimeni să nu vă înșele, el face referire la gnostici. Pentru că un alt lucru pe care el spuneau, este că această mântuire, dacă pot să o numesc așa, sau nu știu cum numeau ei exact, dar această realizare că tu ești Dumnezeu, această această parte din Dumnezeu care tu ajungi să înțelegi și să cunoști, de fapt, vine prin gnosis, adică prin cunoștință. Și când noi auzim cunoștință, desigur, noi ne gândim la cap, la minte, noi ne gândim la ceea ce citești, la ceea ce cunoști, ceea ce e și normal, și chiar ceea ce privește pe Dumnezeu, noi îl cunoaștem sau ajungem să-l cunoaștem, în primul rând, prin înțelegere, prin auzire, prin citire. Da, Iisus spunea în pilda asemănătorului că cu privire la cei care erau reprezentați de sămânța care a căzut pe drum, reprezintă pe cei care au auzit, dar, zice, nu au înțeles, a venit diavolul și a luat din inima lor cuvântul, ca să nu creadă și să fie mântuiți, pentru că nu au înțeles. Deci, trebuie să înțelegi, trebuie să auzi, trebuie să cunoști înainte ca să crezi și să fii salvat. Dar ei spuneau, nu e vorba de această cunoștință, ci e vorba de o cunoștință a inimii. E vorba de a cunoaște anumite lucruri sau o anumită cunoștință secretă. Una care nu este la vedere. Unoare ziceau, iată, citește Evanghelia, Vechiul Testament. Nu e ceea ce este scris aici. Este ceva mai adânc, este ceva simbolic și noi avem această cunoștință. Noi putem să-ți spunem ce înseamnă asta și asta, în adevăr, nu ceea ce este scris, da? Și atunci, având această cunoștință, gnosis, tu vei fi ceea ce ești Dumnezeu. Și de fapt, acesta este un lucru care se regăsește în toate societățile secrete pe parcursul veacului. Apostolul Pavel spunea, taina fără de lege, vorbind despre Anticrist, arătarea lui spunea, taina fără de lege, aș început să lucreze. Și dacă ne ducem pe vremea Apostolului Pavel, găsim pe acești gnostici, dacă mergem mai departe, găsim alte grupuri care aveau aceleași idei și care aveau o învățătură pe care, în esență, o țineau în cercul lor închis și vorbeau despre această cunoștință secretă. Masonii, unoare, sunt o asemenea grup care vorbesc despre o cunoștință secretă și alte societăți secrete care, zic ei, au păstrat această cunoștință și au transmis-o din veac în veac și dacă o cunoști, atunci tu ajungi să fii, în esență, Dumnezeu. Dar, desigur, că această cunoștință secretă nu este altceva decât o înșelare, o amăgire a diavolului. Cunoștința adevărată este, așa cum spune Apostolul Pavel, este în Hristos și vă rog ca voi să-L cunoașteți pe El, pentru că în El sunt ascunse toate comorile științei și înțelepciunii și nu vreau ca altcineva să vă înșele prin vorbirea măgitoare.
Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, zice El, fiind rădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date. Cei care au primit cuvântul, scrie Biblia, stăruiau în învățătura apostolilor. Deci, ca să fii salvat, ca să ai credință, ca să fii salvat trebuie să crezi. Și pentru ca credința ta să te salveze, trebuie să fie credință în învățătura corectă, care este învățătura dată de apostol. Luați seama, spune el, iarăși, ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăciuie de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea, pleroma Dumnezeirii. Din nou, devine clar că Apostolul Pavel scrie aceste lucruri, îi avertizează, având în vedere înșelarea care mergea la acea vreme, pleroma care era în mintea lor acești Dumnezei. Pavel spune, nimeni să nu vă șele, pentru că în Hristos locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Iarăși, domniile, stăpânirile, arconii despre care vorbeau gnosticii. Pavel spune, El este capul oricărei domnii și stăpâniri care poate fi. Nimeni să nu vă răpească prin înargării, făcându-și voia Lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, care iarăși era o parte din măsura lor, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă. Noi avem acea cunoștință secretă și noi suntem adevărații creștini, mândria. Prin gândurile firii Lui pământești, nu se ține strâns de capul din care tot trupul hrănit și bine închegat cu ajutorul încheiturilor și legăturilor primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Dacă ați murit împreună cu Hristos, și aici iarăși, cred că El vorbește despre ceea ce spuneau acești gnostici, față de învățăturile începătoare ale lumii, cum le numește El aici, de ce ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci că acestea nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Ceea ce spuneau gnosticii. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuițarea lor sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gândelării firii pământești. Cu alte cuvinte, nu au nicio putere ca să înfrâneze firea pământească, dar au o aparență de evlavie, au o aparență de înțelepciune, dar este o înșelare. Pavel a fost îndemnat de gnostici să descrie mai mult. Da, într-un fel, gnosticii și învățătura falsă care la acea vreme i-au determinat apostolii să scrie, una îi se avertizeze, dar totodată se explice mai bine cu privire la Hristos și cu privire la felul în care a venit El și cine este El și cum suntem noi salvați prin credința care se capătă prin cunoștința despre Iisus Hristos și învățătura apostolilor.